Colegiul director al Asociației Televiziunilor Locale și Regionale s-a întrunit vineri la Suceava la inițiativa președintelui Asociației Bogdan Gheorghiu. La întâlnire a participat doar o parte dintre membrii. Aceștia au pus în dezbatere problemele cu care se confruntă în relația cu structurile care intră în legătură directă cu posturile de radio și televiziuni locale. Principalele direcții de discuție s-au îndreptat către două aspecte: colectarea taxelor de către organismele non-guvernamentale în ceea ce privește drepturile de autor, dar și relația pe care o au televiziunile locale cu distribuitorii semnalului prin cablu. În opinia lui Ionuț Pârjolescu, secretarul executiv al Asociației Televiziunilor Locale și Regionale, colecta drepturilor de autor ar trebui să se supună unor principii, și anume reprezentativitate, transparență și simplificare. În primul rând, reprezentativitate, adică fiecare radiodifuzor să își achite drepturile de autor în raport cu puterea sa financiară, pentru că aici vorbim în principal în cadrul asociației noastre de stații locale și regionale și nu de stații naționale. Apoi vorbim de un principiu de simplificare, pentru că în momentul de față stațiile trebuie să achite cote către mai multe organizații și am fi preferat să acest lucru să se simplifice. Și în ultimul rând e vorba de transparență, pentru că banii pe care noi îi plătim către aceste structuri non-guvernamentale nu știm traseul ulterior, ceea ce se întâmplă cu el. Trebuie să existe ceva de mersuri legate de partea legislativă și felul în care sunt organizate lucrurile în momentul de față. Sperăm să putem mișca ceva lucruri în direcția asta, pentru că, vă repet, felul în care noi suntem taxați în momentul de față ca și radiodifuzori este împovărător și greu de suportat. Un alt membru al Consiliului Director, Răzvan Govor, patron de televiziune, dar și al unui cotidian din Satu Mare, consideră că trecerea în digital a semnalului TV ar fi o soluție în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor cu cabliștii. Sunt două, trei televiziuni locale care au vrut să intre pe digital ca să în toată țara, restul suntem doar pe analogic și, din păcate, televiziunea digitală prinde cât mai mult interes pentru public, pentru că se vede mai bine, unul, au mai multe posturi și au un preț bun și atunci toată lumea încearcă să intre pe digital, iar analogicul pierde tren. Andrei Ando, membru al asociației, este de aceeași părere cu colegii săi. Totodată acesta a mai spus că își dorește să fie găsite pârghiile prin care să se reușească asigurarea transparenței în activitatea acestor mecanisme. Considerăm că există aici suspiciuni întemeiate legate de buna credință a acestor organisme, legate de cheltuielile enorme pe care televiziunile locale și regionale sunt obligate să le facă pentru a-și asigura funcționarea. Aceste organisme, din punctul meu de vedere, funcționează într-un sistem căpușă, pentru că nu produc nimic, nu produc niciun beneficiu, uneori nici măcar artiștilor care sunt membri ale unora dintre ele, dar ele totuși beneficiază de clemența, de indulgența statului, care stat le permite să aplice o lege după bunul lor plac, o lege care nu a trecut nici prin Parlamentul României, care are acest rol legislativ și care, iată, creează mari semne de întrebare, atât în rândul celor care ar trebui să beneficieze de ea și aici îi numesc pe artiști, dar și în rândul contributorilor, și aici sigur este vorba de televiziunile locale și regionale. Președintele Asociației Televiziunilor Locale și Regionale, Bogdan Gheorghiu, a declarat că urmează acțiuni concrete pentru perioada următoare. Vor avea loc întâlniri mai ample prin care să fie identificate măsurile care să reglementeze activitatea acestor organisme. O soluție ar fi ca un singur organism să preia taxele de la televiziuni, iar acesta să împartă banii cui se cuvin. Acest banul public să intre în contul Orda, pentru că atâta timp cât este în circuitul banul public, este mai greu de furat, de evadat, de așa mai departe. La asta se controlează altfel. Deci mie mi s-ar părea foarte corect ca, nu știu, să facă Parlamentul o lege prin care eu să am obligativitatea ca agent economic cu obiect de activitate X să fac un raport către Orda, nu știu, ce cifre de afacere am avut sau așa, și în baza unei legi foarte clare, eu să dau, nu știu, 1% pe an din cifra de afacere să plătesc la Orda.
Consiliul Director a hotărât ca prin pas realizarea unei petiții pe care să o adreseze Parlamentului, mai ales că alături de membrii Asociației Televiziunilor Locale și Regionale, la ședință a fost prezent și senatorul suceveanu Ovidiu Donțu, care a răspuns invitației Asociației Televiziunilor Locale și Regionale. Acesta le-a promis sprijin membrilor asociației. Sigur, mi-am rugat să cumuleze nemulțumirile din județe, din tot ceea ce înseamnă membrii acestei asociații, după aceea să pună pe note și principiile care în opinia lor sunt încălcate, principiile de drept, urmând ca cu această petiție, în legătură cu Comisia de Cultură a Senatului, să avem o inițiativă legislativă pentru a regla lucrurile care sunt nepotrivite în actuala legislație privind impozitarea televiziunilor, a radiourilor.